24 de cadre medicale de la spitalul din Rădăuți au fost depistate de coronavirus. Printre persoanele infectate sunt medici, asistente, infirmiere și brancardieri, majoritatea de la secția de chirurgie. Managerul unității medicale, Traian Andronache, susține că spitalul din Rădăuți va rezista în continuare cazurilor dificile, întrucât personalul depășește 600 de angajați, 132 de persoane au fost testate în total, Direcția de Sănătate Publică va deschide o anchetă în acest caz. Până atunci, personalul infectat va fi mutat în secția de boli infecțioase.